Salutare, oameni buni! Astăzi este ziua de sâmbătă. Pari un bilet câștigător, sperăm. Pe biletul de ieri am pierdut la Mustață, tot 3 plus la Dortmund, în meciul lui Dortmund la Stuttgart, care meci care s-a terminat cu 2 la 0 și am mai avut unul pe Sevilla care a câștigat cu un uluitor 4 la 2. În atenție, vedeți pe aceste tipuri de meciuri care vedeți că sunt dinamice, se joacă de la o poartă la alta, cum s-a jucat Sevilla cu Granada. Era o oportunitate de jucat acolo la peste, pentru că se vedea că pariurile la live sunt una dintre cele mai bune metode de a câștiga bani din pariuri. Să vezi meciul, poți să vezi cum se joacă, poți să simți dinamica meciului. Așa, deci voi juca pentru sâmbătă, e un meci de vreme la 2 jumate, Everton cu Manchester United, e un meci de ofensivă bună, multe meciuri de peste. E una dintre echipele care are și meciuri de sub 2,5, foarte multe, au avut multe 1-1, multe victorii 1-0, dar Everton e foarte jos, e la coadă, e disperată după puncte, Manchester United din afara locurilor de Europa, iată vedem 51 de puncte de retrogradare. Manchester United de asemenea nu mai are Europa League, nu mai are Champions League, trebuie să joace ofensiv. Everton are mai multe meciuri de peste pentru că primește foarte mult, are 52 de goluri primite. Manchester a marcat 49, dar a și primit 41, deci eu aici cred că sunt șanse mari să marcheze ambele și să fie un meci de peste. De aceea voi juca peste 2,85. 1,85 Everton cu Man United, apoi meciul 2. O să mă duc tot în Anglia, Aston Villa cu Tottenham. Este un meci ceva mai echilibrat, Aston Villa echipă în primele 10. Dar o echipă ciudată, ba câștigă, ba face egaluri, mai și victorii 2-1, 1-1, 1-2. Ultimele meciuri a pierdut Aston Villa 0-1 cu Arsenal, 1-2 cu Wolves, 1-2 cu West Ham. A avut niște victorii cu Southampton, cu Leeds 4-0, 3-0 cu 1. Dar Tottenham este într-o formă excelentă acum. Vine cu 5 victorii în ultimele 6 meciuri de campionat. Victorii 4-0, 5-0, 2-0, 3-1, 5-1. Deci foarte ofensivă. Eu zic că Tottenham ar trebui să marcheze azi fără probleme. O să joc Tottenham marchează. Marchează oaspeți la 1.25 și pe meci al treilea de pe biletul lui mai juca un meci aici și anume voi juca din Franța meciul Clermont cu PSG. PSG nu mai are Champions League, va juca toate meciurile de acum încolo extrem de relaxată. Poate să și primească golul pentru că oricum campionatul îl câștigă. Sigur, Clermont o echipă care a primit multe goluri, pe locul 17, minus 24 gol average. Deci de goluri primite primește multe. Joc 3 plus aici la 1.50. 3 plus goluri 1.50. Din aceste 3 meciuri avem o cotă totală de 3.47. Asta este primul bilet. Mai spun despre meciurile pe care le-am văzut interesante, să le pun pe al doilea bilet. Cagliari Juventus în Italia. Am evitat meciul lui Inter-Verona. Inter are 1.37, dar Inter a jucat foarte prost în ultima vreme, pare că au căzut într-o depresie. Aici Juventus și ea merge printr-o, trece printr-o perioadă destul de slabă, au fost eliminați de Villarreal cu un zdrobitor 3-0, au pierdut în deplasare, au pierdut acasă, dar în rest în campionat au fost victorii, 1-0 cu Fiore, 1-0 cu Spezia, 3-1 cu Sampdoria, 2-0 Salernitana. E adevărat, mai la limită. La Cagliari e o echipă dubioasă, o echipă de retrogradare, foarte multe înfrângeri. 4 înfrângeri, 3 egaluri în ultimele 10 meciuri. Doar victorii cu Atalanta, o victorie absolut șocantă acolo. Atalanta venea după Europa League sau ceva. Atalanta oricum e o echipă dubioasă. Nu? Cred că va fi aici un meci intens. Juventus încă trebuie să tragă pentru locurile astea de Champions. Juventus câștigă o repriză la 1.35. Vom mai varia la Chelsea, Southampton cu Chelsea. Chelsea vine după dezastru în campionat, 1-4 cu Brighton, cu Watford parcă a avut înainte venea, a avut doar victorii, foarte multe victorii cu 3-1, 4-1, 2-1 cu Lille, 2-0 și 2-1 cu Lille în optim. Dar acum a pierdut și cu Real Madrid. Cred că sunt într-o pasă foarte proastă acum Chelsea, o scădere de formă, mai ales acum vin la Southampton, care o echipă care se va motiva maxim. Eu cred că este de un 1x, 1x pe Southampton Chelsea 95, cota 2.63. Dacă este primul meci Southampton cu Chelsea 1x, zic eu că biletul are șanse mari de... Dacă vreți un marcator pentru ziua asta, la Juventus voi juca pe Vlahovic să marcheze la 2.25. Asta e pariu jucat single. Astea sunt ponturile mele pentru sâmbătă. Mersi de atenție!
Urez baftă la pariuri.